fost Phoenix fără Nicu Kovács? Probabil că n-ar fi existat. Pentru că oricum e inițiatorul. Deci asta n-am negat-o niciodată. El a moștenit numele Phoenix pentru că toată lumea a plecat în vremea aia. După Bordeanu a plecat și Bela Camocea, basistul, care e unul dintre fondatorii trupei sfinții pe vremea aia, după a transformat în Phoenix, ideea aparținând lui Claudio Rotaru. Claudio Rotaru, exact, cu care m-am întâlnit în Canada.